faceți, dragii mei? Spuneți-mi ce faceți. Cum e timpul la dumneavoastră, în primul rând? Cum sunteți? Eu sunt bine. M-am trezit mai de dimineață, bineînțeles, dar acum am intrat. Deci m-am trezit mai de dimineață. Corect, nu la ora asta. Nu e frumos să ne trezim la ora asta, Doamne. De fapt, voi știți, dragii mei prieteni, că eu sunt matinală. Adică sunt mai matinală. Mâine, probabil. Salut, Ada! Salut, Ada! Te pup, Ada! Bine ai venit, Ada! Draga mea! Mulțumesc cochișorii mei doi, mulțumesc pentru degețel, mulțumesc pentru like. Da, mă, dragi prieteni, m-am trezit, bineînțeles că știți că eu sunt, mulțumesc Adam, bună ziua Bogdan Stănciulescu, bună ziua, bine ai venit. Deci, voi știți că eu sunt matinală, bună Evelina, bună, bine ai venit, draga mea, te pup. Mulțumesc, Ionuț, mulțumesc, Ionuț Alexandru Ilie, mulțumesc, bine ai venit. Așa, și am stat și eu cu fiul meu, am stat și noi, ca mamă și bună ziua, doamna Petronela, te țuc toată, te pup de nu te vezi, doamna Petronela, bine ai venit. Așa, stătui și eu, bună ziua, domnul Diaconu, bine ai venit, domnul Diaconu, bine ai venit. Și... asta și noi, mamă și fiul, de vorbă, na, a venit și el de la servici, de fapt a venit în autobuz cu mine, așa. Ok, ok, Evelin, ok. Evelina, foarte bine că mi-ai spus. Și tot parcursul drumului de la servici, că a fost ură de noapte până acasă, l-am petrecut împreună, i-am ținut companie. Normal. Și după aia pe cipi în casă, mi-am făcut o cafeluță, sunt aici, deci și-am zis, hai să intru și eu, adică, bineînțeles că o să intru și diseară, dar zis, să intru și acum, că dacă tot fuzei pe telefon, da, îmi imaginez, doamna Petronela, da, păi da, na, intră în chestia asta, mă, în care chestia cea mai frumos este că totuși ne-am făcut așa, ne-am legat așa prietenii virtuale cum sunt și vrem să ne vedem. Băi, ce faci? Ești bine? Ești cu tare? Pă bune, sunteți bine? Deci să ne vedem măcar aici virtual. Și asta e tot o prietenie. E ceva frumos. Atunci când este frumos, bineînțeles. De ce nu? E corect. E ca să pui mâna pe telefon să zici, băi, asta e să vezi. Da. Da, până pe la doua. Dar parcă... până pe la 3 am stat. Noi, nu, domnul Florin, până pe la 3 și jumate, mi se pare. Până pe la 3 jumate am stat și după aia m-am retras și eu, că voi știți, eu am zis, băi, eu că vreau să mă retrag, mă retras și zic, gata. La revedere, bună seara, la revedere, mi-a părut bine și ne vedem mâine. Corect, nu? Așa. Și pe cine? Gogu doarme, că și el tot pe la ora aia s-a dus, când m-am dus eu în pat, el deja avea vreun... deci avea cât avea? Avea vreo jumătate de oră de când plecase în pat. Da, la somnică, la nănica, la să facă nănica. Da. Așa că să vă anunț că n-am avut... vremea e în orat. Doamna Petronela, la mine e în orat. Bună dimineața, doamna Marilena, bine ați venit. Marilena Beche, bine ați venit, doamnă. E în orat. Nu mai este, deci, soarele ăla, așa e soarele printre nori, starea vremii, mă scuzați. Deci, ca să vă spun cum se prezintă vremea la orizont. Pitico, te pup, Pitico! După ce este aici, intru pe Ticataca, numai să vezi, uite așa, ca să intru și eu pe Ticataca. Da, până aproape de ora 4, da. Și noi te pupăm, Pitico. E cald, e frumos, dar e norat. N-are nimic, dar băi, oare nu mai sunt vânt, nu mai e vântul ăla puternic, nu mai sunt ploile alea, s-au oprit, nu mai e frigul ăla care nu e specific pentru Spania niciodată, n-a fost specific, temperaturile alea n-au fost specifice așa scăzute, înțelegeți? A. Mă scuzați, asta e alta, am rămas aici cu, deci cu, de-aseară a rămas cana, da, n-are nimica.
Și zic, hai mă, să intru să văd prietenii, să-i salut. N-am avut timp să văd nimic, decât un pic am văzut acolo cu... nu știu, nu-mi place, sincer, știți că nu-mi mai dau cu părerea, dar acum am văzut că au început să lovească în Anca, mă rog, sau poate că sunt regii, poate că nu mai știm ce mai sunt. Deci am văzut pe Olguța, că acum lovește în Anca. Anca spune că i s-a luat oala din titlul, la Anca a văzut decât oala. Mi s-a luat oala, nu știu, în care făcea mâncare. Mă rog. Treburile dânșilor acolo și le rezolvă, aduce oana, ia cea unul, dăm tigaia, ceva de genul. Deci vom vedea ce știu dânșii până la urmă cum să-și reguleze problemele ca să nu... Deci să cade toată treaba în picioare ca de fiecare dată. Da. Altceva, nu am avut timp, că dacă am stat cu fiul meu de vorbă, n-am avut timp să vizionez nimic. Deci nimic, aseară, azi dimineața când am terminat direct la somnică, m-am dus și am zis gata, mă duc la, mulțumesc pentru like-uri, 8 like-uri, mulțumesc frumos. Și m-am dus direct la nănică, că așa trebuia, deci că trebuie și, deci, să dai și la corp o alegria Macarena, să-i dai un pic de alegrie lui Macarena, alegria lui... A ieșit la cafea, bravo Pitico, bravo, bravo, bravo! Așa trebuie, așa, du-te și te delectează. Păi bineînțeles. Eu mă duc să iau țără prin curte mai devreme. Bună dimineața, bună dimineața, auzi, bună ziua, doamna Stella. Bună dimineața, da, încă e dimineața, așa, cred că, nu știu, e 12 jumate, e bine încă, da. Mulțumesc pentru medalie, Evelina. Da. Lasă așa, mai ieși la o cafeluță. Pe lasă că eu te anunț când intru pe partea altă, ca să faci ce ai spus, că eu nu știu ce dacă ești la cafe. Deci trebuie să am ajutoare, corect? Așa, hai, și mulțumesc pe... Bună ziua, bună ziua, zisă-și bună dimineața, n-are nimica, dar nu contează. Da, mulțumesc pentru felicitări, Pitico, mulțumesc pentru trandafiri, dar cum? Trebuie oameni, bun, trebuie și... Da, nimeni corect aberează, acum nu știu. Deci aberează și ce spune acolo cu casele, că a făcut, că tu ce ai făcut, că tu e menager. Nu-i frumos să faci pe nimeni menageră. Pentru că o femeie care deci, face mâncare și își întreține familia aia este o femeie responsabilă, care se îngrijește pentru familia ei. Nu este o menageră. Bună ziua, doamna Liliana. Era să zic bună dimineața ca doamna Stella. Bine ai venit, doamna Liliana Zahiu. Te cred, doamna Liliana, nici eu, dar am văzut decât titlul, că mi-a luat oala. Bine că a luat și tigaia, lasă că vi le aduc și le aduc înapoi, unii la alții. Corect. Acum, na, e pentru ce, Pitico? Păi da, vorba doamnei Liliana, să-i fac, dacă de așa natură e situația, nu trebuie să faci și un subiect. Asta este. A luat oala. Cine să fi luat oala? Nu știu, probabil că o fi luat-o, că nu o minți femeia, dar mă rog, o aduce înapoi, poate din greșeală. A fost atât de mică oala încât a văzut-o și a luat-o. Am văzut că reproșează acolo Olga, decât atât văzui, că reproșează că nu-i da, de până acolo, până în punctul ăla am văzut, că nu-i da Ludum. Nicolae, bine ai venit, te salut Nicolae, bine ai venit de la Moscova, bine Nicolae, și eu de la Spania te salut, că nu-i dau o cafea lui fratelui său, adică lui domnul Sică, că nu-i dau o cafea. Lasă frate că sunt frați, nu-i dau o cafea, sunt frați, dacă nu ar fi ținut la fratele ei, nu l-ar fi căutat pe unde a fost când a fost la greu. Da, de unde? Din moment ce tu vorbești așa, cum să spui că vezi, Doamne, nu-ți da sora ta nicio cafea? Că sora lui știm toată lumea că l-a căutat, sărac om, când a fost la suferință, a fost sora lui așa cum a putut și și-a rupt de acolo de la gură când a putut, cum a putut și a fost lângă fratele ei. Și fratele ei era la fel. Și dacă s-a avut o discuție, un clinș vreodată și a spălat, ea de câte ori nu s-a certat cu fratele ei, de câte ori n-au avut controverse între dânsii și n-a mai și tot fratele ei a rămas. Așa că și pentru pe partea cealaltă și Anca va rămâne soră cu Sică până la moarte, pentru că sunt frați, clar. Nu? Corect.
Ferească Dumnezeu. Nu știu, nu știu, doamna Stella. Urât, urât gest dacă or fi făcut așa. Și cine o fi dansat? Habar n-avem. Dar nu cred. Cred că era plină de, mă rog, de, poate de praf, poate a stat afară, poate ce poți să știi. A dansat. Dansau pe mese de bucurie, de ce? Da? Agață gagice? De plus 8 grade. Aici, nu știu, sunt vreo 19, am văzut adineauri. Și la noi a fost frig, să știți. Nicolae, și aici a fost frig. Acum de vreo două zile, să știi că s-a încălzit cât de cât. A fost și aici, a fost, au fost temperaturile scăzute. Dar poți să știi, ce putem noi să știm, e una în fine. Deci departe de mine gândul, dar vreau să zic doar ce am văzut așa. Pentru că nu se mai leagă între ele chestiile și deci deja sunt aberații, deja, deci se vede clar că sunt regii, se vede clar că azi ne certăm, mâine ți-au masa, păi mâine ți-aduc oala, răspui mâine, vai cu tare, deci din ea să, și deci nu. Corect, bravo Petronel, așa este. Păi să joci, nu zice nimeni să nu joci acolo un pic de teatru, joacă-l, dar joacă-l în limita bunului simț. Bună ziua, doamna Liliana Bulgariu. Da, ci că doamna Diaconu, ci că au dansat că le-a fătat cățaua, cred că. Amor! Aoleu, o fi și asta. O fi fost o bucurie, cine știe, o realizare. O să îndeplini ceva, probabil, și na. Păi da, dar nu știm, doamna Liliana Zahiu, cine fi dansat. Aia vreau să zic. Dacă dansa, se rupea masa, corect? Probabil, nu știu, dar parcă nu aș crede așa ceva. Deci nu știu. Dacă ar fi fost prima masă, aș fi zis, aia n-au fi mai rezistentă. Fiind de 24, de 12 persoane sau cât era, deci aia ai fi zis că rezistă, dar aia la altă mică nu prea cred. Dar în fine, mă rog, lasă, dacă, deci, așa o fi, așa să fie, cum spun dânși. Ce putem noi să știm? Sau poate că a fătat cățaua curcani, trebuie să fate cățaua niște curcani, da, cred că de acolo se trage. Și masa, și dansul, și mă rog, și ce mai fi. Probabil, ce putem să știm. Dân și știu acolo. Dar fiecare, cum consideră. Mă uitai un pic și la doamna Silvia, era pe-n părculeț cu cățelușa. Un pic de tot mă uitai. Pentru că deja nu mai era în direct, era terminat directul. Deci când eu am intrat, era deja încheiat. Și, na, ce să... Nu știu, spunea dânsa de ceartă, băi, aici are dreptate și femeia, adică că nu-și dorește deci conflicte pe ceartul dânsei. Are dreptate, acolo ce am auzit eu, un pic. E corect, că nici eu nu-mi doresc și nici nimeni. Deci când tu știi că nu vrei din alte părți să vină să se ie, e normal. Mai ales, da, Zoro, da, mamaie, zi, Zoro. Nu poți să și tu doi de râ, ai pus decât un râ, Zoro. Da, mamaie, spune mamaie, ia zi-l-o mamaie, ce te doare, zi-l-o mamăița. Hai, ca să mă fac să schimb subiectul, pe bune, zi-l-o mamaie. Bună ziua, doamna Liliana, glumeai Zoro și n-are nimic, păi și eu glumesc mamaie, ce? Ce dacă mi-ai zis mamaie? Ce să fiu de acum, să fiu domnoșoară? Sunt mamaie de acum încolo. De acum, doamne. Lasă! Ce că să urmăresc dacă vine Gogu, n-am făcut nimic. Mulțumesc, Zoro, mulțumesc frumos. Și tu să ai o zi minunată pe măsură, după cum ți-e sufletul. De frumos. Așa să ai o zi. Plină de bucurie. Astăzi. Corect, de ce nu? Da.
Mă uita, dragilor, că mi s-a făcut un simplon de ăla de grăsime aici, nu știu, am așa ca om, dar e simplon de grăsime, cu siguranță. Cum să fiu, Zoro? Foarte bine, Zoro. Sunt bine, tu cum ești? Aici, m-am trezit mai de dimineață, servesc un pic de cafeluță, stau și eu un pic aici cu lumea, mai vorbim... Ce mai vorbim? Pale noastre, ca de obicei. Și tu. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea. Toată lumea să fie bine. Asta e cel mai frumos, cel mai important. Să fim bine, să fim sănătoși, să fim buni, să fim pacifici, să fim cum trebuie să fim. Că asta e cea mai mare bucurie. Mulțumesc. Asta e cea mai mare bucurie și realizarea unui om. Păi da, bune, pe bune, așa consider eu. Pape! Ce s-a întâmplat, pape? Doamne ajută, Doamne ajută! Nea Șa Ciochina, bună, bună, Nea Ciochina! Bine ai venit! Pe chatul nostru, dragă Ciochina! Ciochină, sau mă rog, da, chiar mă, noi am avut, pe, cum o cheamă? Pe, Angela Ciochină, nu? Pe Dumnezeu să o dignească! Solista de muzică ușoară, tot Ciochină se numea. Dai seama, vine cu foame. Mulțumesc frumos, Zoro, îți mulțumesc din suflet. O zi bună să ai. Pe Angela Ciochină eram mic, am văzut-o în realitate, în tinerețile ei venise la unitatea militară unde era taică-miu, când v-am povestit ce și cum, și a ținut un concert. Și am văzut-o, deci, la vârsta aia am văzut-o pe Angela Ciochină. Era tânără, era frumoasă. Da. Păcat că ultimii ani din viață, deci cum a fost găsită și cum trăia. Deci trăia foarte... Bă, nu știu, dar eu acum să fiu sinceră, nu știu, chiar nu. Statul nostru român n-a valorat. N-a valorat artiștii la adevărata lor valoare și care au participat cât de cât, deci, acolo. Deci au fost recunoscuți de lume, deci ascultați, venerați și toate cele. Statul după aia nu le-a întins nicio mână de ajutor. I-au lăsat... Mulțumesc, Elena Cristea! Mulțumesc! O după-amiază plăcută și ție îți doresc. Da. Nu, i-au lăsat de izbeliște, pe bune. De izbeliște. Da, niște pensii derizorii, deci, din care... Și, de exemplu, nu mai și cum îl cheamă? Și Gică Petrescu, tot la fel. Daria Vlasin, dumneavoastră postiți vinerea. Draga mea, postesc după, deci, după cum mă lasă, deci... Starea mea de sănătate, așa postez. De ce? Da, azi e sâmbătă, Daria. Da! Mai ales că acum suntem în post, dar îți dai seama, tot postitul ar trebui nici să nu fumezi, pentru că dacă postezi, nu fumezi. Așa că... Bună, Blix! Bine ai venit! Mă salut și eu te salut aici, nu înțeleg ce scrii, dar te salut! Da. Deci ce să pot să spun? Asta, nu, n-au fost. Nici el și nici restul. Păcat. Nici o problemă, Daria Vlasin. Păi eu ți-am explicat. Deci când pot și dacă pot, eu țin un post. Dacă nu pot să-l țin, nu-l țin. Înțelegi? Că probabil nu pot. Fiind diabetică, eu trebuie să mănânc din 3 în 3 ore. Cum sunteți? Foarte bine. Tu cum ești, Daria? A, depinde. Da, așa este, domnul diaconu. Depinde. Acum, decât doamna Petronela? A, Blinks. Dar de ce mi-ai pus pe asta? Nu pune de-astea emoticoane, de-astea că nu e voie. Stai să văd să nu fi dat la altcineva. A, așa, bravo. Te-a luat în primire. Nu sunt Blinks, sunt apolitică. Nu sunt nici PNL, nici PSD, sunt apolitică, înțelegi? Că e mai bine așa. Pentru că nu mai ai încredere nici în unul, nici în altul. Deci greu să ne mai recăpătăm încrederea în clasa politică.
Românescă. Bună, Olivia, bine ai venit, draga mea. Te iubesc, draga mea. Bine ai venit. Toată noaptea, să știi că am adormit cu gândul la razele tale ultraviolete, acolo mi-a fost gândul. M-am dus și i-am spus și lui măicuța mea. Pă bune. A râs mama de leșinea, de nu mai putea. De-aia am povestit de lampa ta, deci cu raze ultraviolete, ultra... Da, blinks, nu. Eu nu sunt cu blinks, cu nimic, că e mai bine așa. Salut, Flori, salut. Deci că nu mai poți să ai încredere. După atâția 30 și ceva de ani, dar ea mai mult sau mai puțin. Pentru mine, căsale mele sunt frumoase, nu știu, alții... Sunt alte persoane care le fac și își fac life-urile mult mai frumoase ca ale mele, blinks, înțelegi? Așa că eu, pentru mine, sunt eu, înțelegi? Blinks, sunt eu. Nu sunt nici, nu mă sofistific, nici cu năsucul pe sus, nici așa sunt eu. Nu-i place doamna Petronela? Aoleu, e nasoale atunci. Păi de ce? Ce a făcut Olivia? Ci că spune, mulțumesc Flori, mulțumesc, asemenea îți dorim. Spune Olivia, vin cu spume de la magazin, așa casierițe, am crezut că îi dau cu brânza în rât. A făcut și purce. Ok, Daria, îți mulțumesc frumos, Daria Vlasin. Dacă tu le aduri, e super, atunci e bine, e ghine, ghine de tot. Da. Dar bineînțeles, blinks cam. Da, o să mă duc și în partea altă, după ce ies de aici, să fac un tic-a-tac-a de ăla. N-am făcut niciodată un direct și vreau să-l fac. Să văd și eu să mă botez cum este. Înțelegeți? Așa. Dar cum? Am. Bineînțeles că am. Pentru că am, bineînțeles, pentru că am fost nevoită, că trebuie, că dacă sunt singură, Flori, nu dragă, adică singură la ce te referi? Singură pe lume? Sau cum? Singură ca și relație, ca și dacă am pe masculul lângă mine, cum mă cheamă pe ticataca, Adelina Ghenciu, în partea elaltă. Adelina Ghenciu. Blinks. Așa mă cheamă partea altă. Acum nu știu, Flori, în ce sens mă întreb dacă sunt singură. Corect că nu poți să stai cu o mână toată ziua. Eu stau. Da, și eu fac, dar nu. Cum? Ce a zis așa? Doamna Liliana? Că dacă mă lăt, păi când vreodată să... Deci nu există. Deci la mine este respect. Nu s-a născut bărbatul ăla să-mi spună mie așa ceva pe lumea asta. Au încercat câțiva soți din viața mea să dea cu pumnul masă și au rămas cu masa în mână. Înțelegeți? Că eu am tot dus. Da. Ce spui acolo? Nu, ești frumoasă. Mulțumesc frumos, Nicolae, Roxana. Ai iubit? Am soț? Da. Bineînțeles că am. Bună, Roxy. Rox. Bună, Rox. Ok, doamna Liliana Zahiu. Mergeți la shopping. Ok. Asemenea vă doresc, doamna Liliana Zahiu. Ați auzit de cazul acela cu fata din Dâbâcea, după care a fost, n-am auzit cine, care a fost, unde, cum, n-am auzit, dragul meu. Doamne, doamna Petronela, mă fac să râd. Dar nu, doamna Liliana, eu v-am explicat, nu s-a născut, deci eu nu permit... Ok, Pitico, du-te la restaurant. Du-te, Pitico, la restaurant. Cine te ține? Fugi. Nu s-a născut ăla ca să nu se poată așa ceva. Că dacă a îndrăznit să zică mie așa ceva, să nu stau... Mă scuzați, dar eu așa sunt.
Bună, Olga Țâră, bună! Nu, n-am auzit Blinks, nu, n-am auzit. Doamne ferească, noi nu vorbim de d-astea pe aici. Mai vorbim de cazuri care sunt așa... Bineînțeles, știu că ați glumit, doamna Liliana. Dar eu vorbesc serios. Deci, nu știu, sunt așa mai... Deci, eu sunt mai o fire așa, care nu mi-a plăcut așa ca... Deci, să mă înțeleg, mi-a plăcut așa. Sucă, 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 sucă. And, cine-i sucă? Sucă, sucă sau sucă, sucă? Sau supta, supta, nu știu ce ai vrut să zici. Lasă că scrii tu după aia ce ai vrut să zici. Da, sunt, domnul Diaconu. Sunt, bineînțeles, că sunt și persoane așa. Depinde, fiecare. La mine nu, pentru că și dacă ar fi fost așa, deci nu, nu, la mine stau nu. Așa zic și eu. Da, dragă Flori, ce s-a întâmplat? Spune. Aici sunt, spune, care e doleanța și dorința ta? Sunt frumoasă. Eu din Mehedinț, Blix. Sunt frumoasă, Flori. Mulțumesc, dragă, ce ești, fată sau băiat, femeie sau bărbat? Spune repede, Flori. Din Mehedinț sunt Blix, tu de unde ești? De acolo, din Dâmbovița, ești tu? Sau de unde? Da, m-am realizat. Nu, n-am auzit. Femeie. Și faci complimente de mă întrebi dacă sunt singură, de ce ție ești invers? De ce Olga Țâră? De ce ai vrut să faci live? Păi așa vreau eu în fiecare zi. Să mă întâlnesc cu prietenii mei. Da? Păi aici ai greșit. Blinks, da? Ești din Dâmbovița. Da, pardon. Din Târgoviște. Păi suntem în Asus. Da, nu suntem, nu ne plac, nouă ne plac, adică cel puțin mie îmi plac bărbații, înțelegi? Că m-ai întrebat dacă sunt singură. Din Oradea, să fii sănătoasă, maică. Ce ai scris acolo, asta, Olga? Aici ne plac, deci nu, noi nu suntem cu veverițele. Suntem cu castraveții. Înțelegi? Da. Bună, Viorica Ciobanu. Așa că, draga mea, Flori, nu știu cum să-ți explic. Că mi-aș dori să te fac să înțelegi. Adică așa, cu cuvinte, blajine. Aolă, nu mă întreba dacă sunt singură. Deci că eu, da și da, cum auzi, Flori, că zic în acei, că mai devreme, mai sus, Flori... Cine e femeie, mâna sus, stai că să spun, femeie, spui că ești frumoasă, mulțumesc, Titi, ești frumoasă, ok, dar stai, unde este, puteți-o că te caut, că unde e scris, stai. Iar, ești frumoasă, nu, ești frumoasă, deci mai spart, deci ești singură, de ce e interesul tău? De, uite, l-am găsit, dragă Flori, să mă întreb că dacă sunt singură. Că o femeie nu întreabă pe altă femeie dacă este singură. Blinks, cum să le spun copiilor mei cum se fac copiii? Copiilor tăi cum să fac copiii? Păi tu, câți copii ai? Blinks. Bună, Maria Georgia, bine ai venit. Da? Are copci, cred că, da, în loc de da. Doi. Și nu știi cum să le explici la cei doi. Păi găsește, desenează-le. Le spui că vine Barza sau Bărzoiu. Da. Vine și da. Și... Sau îi spui că mergem la o cafea și am rămas borțoasă. Nu știu, le spui că vine cineva cu Costârcu. Vestul le desenează. Ei condeiu și le desenezi acolo moartea căprioarei. Sau le cânti cine te-a făcut pe tine, Tudorițolele. Adică cine te-a făcut pe tine? Patru castraveți, uite, a cumpărat Petronela. Și atunci, bineînțeles că au, da,
Și ei știu mai mult decât noi, așa că nu te mai chinui să le explici. Ai văzut că tot tu spui. Tu întrebi, tu dai răspunsul. Știu ei. Corect? Da, exact. I-a adus Cocostârcu. Bună, Elena. Bine ai venit, Elena. Așa că nu te mai chinui. Degeaba. Înțelegi? Cum stă treaba? Degeaba. Să le explici că până la urmă și vor să pe explic. Păi nu mai e nevoie că dacă ei știu să le explici. Lasă, nu le mai explica. Nu te mai chinui. Luz, castraveță. Păi, dă, nu știu, dar doamna Petronela, ce dimensiune aveau castraveții? Te rugăm frumos să ne explici și nouă, ca să știm și noi. Te rugăm. Numai un pic acum viu. Aolă, aolă, leșin. Leșin, deci mor, gata. Gata. De aici. Eu între timp că stau cu dumneavoastră, o să mă pun acia ca să fac niște halea de-alea, niște preparațiuni. După aia o iau ca Petronela să trezește gogul și îmi dă de exact cu tegaia de rec. Nu mai plâng că nu mai e tegaia, plâng că mi-a dat gogul cu tegaia de rec pentru căpățână. Înțelegeți? Dar aia am să fac. Păi da, bineînțeles, vino cu acea, vino cu acea, cum vine, maică. Acum avem acie, la direcțiune, la aici. Păi corect, nu? Trebuie să facem și paste. Ia, de care? Cum a fost? Aoleo, ștergeți-l pe ăsta, pe Bichins. Fii atent că te trimitem într-un loc foarte minunat. În Dumbrava minunată. Ai înțeles? Te trimitem în Dumbrava minunată dacă nu ești ascultător și o dai cu dalea aici cu noi. Au leșini, eu îi caut mai scurți, nu-mi plac lungi și groși, că nu sunt gustoși. Aoleu, mulțumesc Maria, Maria, mulțumesc pentru like. Maria Georgia, doamna Maria Georgia. Aoleu, Petronelă, da? E bine. Numai să nu fie dăia cornățăl ca la noi, dăia, deci dăia, deci că dăia deja nu mai au niciun gust aia. Deci s-a terminat acolo, să rupe filmul dacă sunt dăia cornișor. Albert Gamer, de ce ești așa urâtă ca întrebare? Păi așa m-a făcut mama. Albert, ce să fac? De unde altă copie mai frumoasă? Salut, Sebicu, te pupăm, Sebicu, salut! Păi ce să fac? Înțelegi? Poate pune ce puță, niște... Ce... Da, mă leu, că zic o vorbă mare acum. Pune și de-aia domnul diaconul. Păi că dacă nu... Sau poate că niște redichii. Eu îi caut să nu înțepe. Păi să nu înțepe. Păi dacă înțapă, ce-am mai făcut? Ne dăm înțapă, deci nu se poate. Ce fac acolo jos? Mă uit la veveriță. Da, Gamer. Da, fac mâncare lui Gogu. Dar cum? Că dacă se trezește Gogu și nu e mâncare, e jeleciune mare. Înțelegi? Acum apare la orizont și zice vreau o halelă. Și ardei roșu. Și ăla tot lung. Deci, dar lung. Ok. Ardeiul trebuie să fie lung. Deci cu ardeiul e altă problemă. Bă, am dat-o în toate legumele azi. Am luat-o așa, pe repede înainte.
O dăm în castraveți, în ardei, deci numai de-alea țapene și drepte. Mulțumesc, Sebico! Da, bineînțeles, doamna Liliana. Da, păi, dar aici cam majoritatea ne potrivi. Păi ce să facem? Ia, da, la mine fac eu, ca să nu mai când mă trezesc ca afame. De ce trece castravetele strada? Că la largă veverița! Că e verde! La, că e pe verde! Aolea, maica Albert, câți ani ai, mămică? E pe verde, adică cu semafoare. Cu semafoare. E chestia cu semafoare acum. Ei, eu am crezut că l-alergă veverița. Deci, și alergă... Nu, Denisa Olaru. Nu ce? Ce e nu? Denisa, ce e cu nu? Aolo, Albert, da, mi-am dat seama. Că, deci, e clar. Nu mai pune acolo cât ai. Te rog frumos, nu mai pune că nu e voie. Deci, nu e voie să pui asta aici. Înțelegi? Păi, maică. Da, doamna Petronela. Aoleu. Nu contează originea, să știți. A, eu da, sunt olteancă, asta este, pe ce să fac. Dar nu contează. Fiecare, deci cu înclinația și orientațiunea noastră. Avem deci un dar de la Dumnezeu fiecare. Unde stau? La mine acasă stă. Pe scaun. Corect, doamna Liliana, nu contează zona. A-a. Nu contează. Ce? Draga Olteanu, dacă a fost moldoveancă, Dumnezeu s-o... În ce oraș? În Extremadura, în Spania. Doamna, draga Olteanu Matei, deci a fost moldoveancă. Și era, când făcea pe veta lui Neamărin, zicei că e de la, deci, direct de acolo, deci direct de unde s-a rupt Oltenii. Ce contează? Nu contează. Înțelegeți? N-are a face una cu alta. Pe cuvânt. Normal. Nu contează. Eu nu știu, chiar mi-imaginez, eu nu m-aș fi văzut vreodată să fiu, deci, cum e să, că să fiu o persoană. Păi da, doamna Liliana, Bulgariu, așa este, ce? Nu contează de unde ești, dacă ai simțul umorului, eu nu m-aș fi văzut o femeie tristă, cred că nu știu cum să fiu o femeie de așa. Eu nu cred, adică să fiu așa posomorâtă, vreau să spun. Du-te, Albert Gamer, du-te, sună. Poți să suni și pe ea de la descarcerări, înțelegi? Da. Bine venit, Daria Panțăru. Bună ziua, dragă. Păi vedeți, doamna Maria George, cu normal că iubiți Oltenii. Corect. Din moment ce vă este soțul Oltean, eu, aoleu, aoleu, doamna Petronela, vă caută Gogu, fugiți! Vă răspundeți repede, ca să nu-l băgați la idei. Fugiți! Și răspundeți lui Gogu 2, ca să nu... Gogu 2, așa, ca să nu îl băgă. Bună ziua, bună ziua, nu știu cum să te numesc. Mulțumesc pentru inimioare, oricum. Răspundeți repede lui Gogu. Vă rugăm frumos, doamna Petronela, că nu vrem să auzim despre o mare întâmplare. Vă rugăm frumos. Mi-aș fi dorit eu să fiu. Bună ziua, doamna Mimi Popescu. Bine ați venit, doamna Mimi Popescu. Corect. Bine, și la mine când o fi, doamne ferească, nu zic că și eu n-am. Da,
Am avut momentele mele de tristețe și eu când, mă rog, ca fiecare a fost cât eu, ce să mai fac bine, dragă anonimule, că nu știu cum să spun acolo, inimioară, ursuleț, ce pune acolo. Nu știu ce ești, foarte bine fac. Pentru că nu înțeleg cum te cheamă, adică cum te cheamă niciodată. Dar eu mă refer așa, chiar dacă ai sau nu ai, am văzut și persoane, chiar atât femei cât și bărbați, care sunt persoane care zici că le ninge, ești Andreea, ok Andreea, foarte bine fac, care zici că le ninge, aoleo, cu gresie și cu faianță, deci intrați în reparații, aoleo, dacă care dintre ele vă plac, e clară, deci e clară. E clară, doamna Petronela, tai că mi-a zburat și vai de capul meu, doamna Petronela, de când zic, grese și faianță, stați, doamna Petronela, că mi-a zburat, deci pe aici, am început să mă defrișez, aoleo, uite mine, nu mă, am început, stați, să mă defrișez. Da, sunt defrișată toată, când am auzit, da. Stați și să-mi iau și ăsta, să mă șterg pe mână, că meseriaș, exact, Meli, te pup, exact, meseriaș, dragă. Ce nu e bune? Păi și are, nu, domnul diacon, are nervi de când fui la magazin, auzirea ce zisă, că era să-i dea cu brânza în mufă la, deci în tot râtul la Cârneci Antonio. Urâtă. De ce îmi zici, mă, urâtă? Ce ai, mă, cu frumusețea mea? Antonio, de ce îmi zici urâtă? Că acum zic una de să-ți rămână cârnă. Hi, Miruna Badici, hi. Auzi, mă face urât. Dar ce am făcut, mă, de mă faci urâtă? Că nu sunt urâtă, sunt frumoasă. Bună, Cati Tristică, bună ziua. Da, pune faianța acum. A venit primăvara, încep reparațiile, s-a îmbunătățit vremea. Da, domnul diaconu, a supărat-o casierița de acolo și a zis domnul diaconu că era să-i dea cu brânza direct în rât. În râta, adică a făcut-o și în purcea pe aia. Așa este. Și fără jign, nu mai mă jigni, mă, ăsta să mă faci urâtă. Zici și tu, frumosețea mea, viața mea. Zici și gazela mea. Zi-mi de-alea. Zici și mie, nu zici. Să nu zici că parcă zici că e pe bani. Parcă zici că te costă ceva să zici și mie așa. Ca să mă simt bine. Îmi dai cu urât acolo, peste bot. De ce, drag Antonio, nu mai scot niciun ochelarul. Ca să nu mai faci scritul aici. Tu zici mie, scoate ochelarii, că acum ți-a zice și eu. Dă și tu pantalonii jos și scoate ceva să văd și eu. Cam ceva de genul. Nu scot niciun ochelariu. Zău. Pitico m-a făcut urâtă. A zis că sunt bocșie. Da. Păi, să vezi când mă fac urâtă într-o seară. Am fost într-o seară aici urâtă. Și așa urâtă cum am fost. Nu, așa e ochii mei, crocodila bulbucata la noi în găleata. Adică, crocodilul bulbucat la noi în găleasă. Vanessa Lăcătuș, ce faci? Mersi bine, Vanessa, bine ai venit, dragă mea. Așa e ochii mei mari. Da, dar de ce ești curios, dacă am? Ce te interesează pe tine, dacă am? Uite, dacă nu ești cu minte, trimite de aici lumea, să știi, Cârneci.
Să-mi o tragi odată, cârnece Antonio. Ia vezi, poate vrea mămica ta să o tragi puțin. Să o tragi puțin de nas. Ah. I'm fine. Fac bine. Da, Petronela, sunt. Aici este decât unul. Și nu era niciunul și Doamne ajută că fata care a făcut magazinul Merida, deci George Angeo, ce fac? Ce să fac bine, George? Tu ce faci, George? Da. Și a făcut un magazin românesc, că altfel trebuia să ne ducem departe ca să putem să cumpărăm produse românești. Deci a avut o idee super. Te cred, Olivie, îmi imaginez. Bună, Alexandru Vărbulescu, bine ai venit, dragilor. Haide și cu un... Ce e? Do you tell off Efi? Nu înțeleg. Spuneți-mi și mie ce zice în engleză. Bine fac Alexandru Vărbulescu, am zis. Mai îmi imaginez, doamna Petronela, dacă sunt multe, e bine, totuși, aici e decât una. Dacă Elfi, Efi, ți-l-am zis, da, am putut, ți-am zis Efi. Ți-am zis Efi, te-am salutat, Efi. Păi da. E bine așa, că aveți de unde... Ceau, Flori, ceau! Am spus Efi. Pentru un puțin. Așa, sunt mai multe magazine. Într-o parte găsești un produs, în altă parte nu-l găsești, mergi la celălalt, înțelegeți, e altceva, ai de unde să alegi. De fapt, cum am văzut, că este și în Anglia. În Anglia sunt foarte multe magazine românești. Pă bune, chiar mergeam cu pitica când ieșeam de la muncă și dacă nu găseam ceva la un magazin, unde stau eu? În Spania stau. Bună, Maria Chifor! Găseam la alt magazin. Nu înțeleg, George, ce zice acolo. Și... Era bine că aveai, deci, oportunitate de unde să alegi. Așa, aici, numai cu unul, ce găsești, de multe ori are marfă fata, de multe ori nici nu cumpără prea multă ca să nu rămână cu marfa, deci, dacă nu se vinde. Dar, totuși, am văzut și spanioli care cumpără, deci cumpără produse românești. Spanioli. Thank you, Efi. Pe cuvântul meu. Și cumpără produse de ale noastre. Da, Maria, dar ce aveți cu... De l-am pe Gogu. Ce aveți cu soțul meu, cu Gogu? Am soț. Și încă îl cheamă și Gogu. Zău. Ce vreți? Să-mi lua soțul? Să mă lăsați... Deci, văduvă. Ce? Să mă lăsați nenorocită? Ce vreți să faceți cu soțul? Am soț. Dar doarme acum. Foarte fain. Ai de cap. Deci când vezi, Doamne, gândea că poate că i-ai luat ceva din magazin ca să vezi. Mai sunt și de-ăștia, dar știi că puteai să chem garda ca să chemai garda și fiindcă te-am, doar pentru că te-am vinovățit că ai făcut așa ceva, mai ales în Germania, a? Te plătea cât nu face, te despăgubea pentru că deci a încercat să te defăimeze. Bună, The Wolf. Nu, Efi, pentru că nu te cunosc, Efi. Tu îmi scrii mie în engleză. Dar eu nu te cunosc pe tine, Efi, și n-am cum să-ți dau o cheiță de moderator. Înțelegi?
Bună, Mariana, Mariana Guguluș. Atât îi duce capul, dar puteai să... Da, stai așa. Stai, trebuia să zici, cheamă garda să vedem. Și te despăgubeată, plăteam bani. Pentru că ți-a stricat imaginea, deci... Înțelegi? Mai ales în Germania. Foai ferească Dumnezeu. Bună, Costin, 7, bine ai venit. Vai ferească Dumnezeu, vă dați seama, 7 de 400 de grame, nici măcar jumătate de kil. Ferească Dumnezeu. Nu, aici sunt prețurile bune la noi. Alexandru, vorbim de altceva, drag, aici. Ai înțeles? Vorbim de o întâmplare care a pățit-o cineva astăzi. Normal, Olivie, normal. Știu că este scumpete teroare, mai ales produsele noastre, vă dați seama. Cred că da, am înțeles că mi-ai dat. Mi-ai dat un like. Pe Hazem, George nu. Nu-l știu pe Hazem. Probabil asta le-a ieșit ideea. Vrei să mănânci românește? Ți-e dor de țara ta? Vrei produse n-a de aici. Dacă vrei să îți faci plăcerea, decartează. Cam ceva de genul. Și mai bine te lipsești, adică. Dar totuși, na, vezi, ai dat 7 euro, pentru că ți-a fost poftă. Deci omul scoate din buzunar cât ar fi de scump când își dorește ceva. Are 7.000 de dolari. Și ce să-i fac dacă are? Să fie sănătos. Și să-i cheltui frumos. Corect? Nu. Aici nu e așa. Aici sunt prețurile acceptabile la noi. 700 de milioane. Să-i stăpânească sănătoși, maică. Bravo lui, felicitări! Să mai facă încă pe atâta. Încă pe atâta, dragă, să mai facă. Încă 700. Zău! Păi ce? Și noi ce să-i facem? Ce crezi? Că îi împarte cu noi? A? Nu îi împarte cu noi. Îi ține pentru el. Nu îi împarte, dragule, cu noi banii ăia. Dar tu de unde știi că are atâția? Ți-a spus ție? I-ai văzut tu? Zic și eu, întreb, i-ai văzut tu? Aoleu! Care atât de mulți? Te-a avizat pe tine? Stai să adun astea de aici, așa cum are vin. Imediat.
Așa. Mihai, te salut, Mihai. Alexandru Bărbulescu, tu ai 15 ani, dar nu e bine să spui aici, Alexandru, stai să nu dau la altcineva. Nu e bine să ne spui aici, înțelegi? Da, e adevărat, viața, prețurile au crescut și aici, dar totuși este acceptabil. Înțelegeți? E greu și de trăit, e greu și de murit. Exact, că și acolo. Deci n-ai văzut ce să cere și acolo. Ferească Dumnezeu. Exact. Dar da, au crescut prețurile peste tot, viața e scumpă. E mai acceptabil acolo, domnul diaconu, nu? Ana, păi decât să te duci la ale noastre, că pun niște prețuri... De Mariana Iurian. Bună, Mariana, bine ai venit. Gata ce, pitico? Că nu fusai atentă. Gata, ajunsăși la restaurant sau intrași, ce vrei să zici? Acum, fiind dragilor, mă duc să-mi iau o buză pe mine, că m-a luat cu buză. Da. Bă, la noi arată 21 de grade, dar e cam răcorică. Nu știu, unde e norat așa, nu știu. La voi cât e, ce, cum e vremea, pitico? Da? A, păi sunt, știu că sunt bune produsele din partea Buzăului. Ție ți-e cald, Mihai? Aci arată 21 de grade, ori nu știu, poate așa simt eu, nu știu. Bună ziua, doamna, pardon, iar mă cer, Viorica, bine ai venit! Bună ziua! Ce să facem? Aci, uite, vorbea, s-a supărat Olivia noastră. Da, știu, știu. La tine-s 20 grade, de grade medie, aci 21. Așa. E răcoare, este, dar e răcorică, zău, vă zic sincer. La tine 39 de grade, prea cald. Unde ești tu, Mihai? Pe care continent ești de așa de cald la 39 de grade? Oho! Dă-te brichețica mea unde era în buzunar. Aici am căutat-o și nu știam unde am lăsat-o, am găsit-o. Bună, Ianis, Ianis Turbatu! Bună, bine ai venit!
Dacă la tine sunt 39 de grade, e bine atunci, e super bine, dar cum? Bună, doamna Mariana Ilie, bine ați venit! 22, mai cald. Da, Petronela, doamna Petronela, și aici e norat. Iani, îl știți pe Mario Barac? Nu-l știu. Cine este? Dacă a spus Daniel Pop, la mine sunt 54 în pahar de grade. Bravo! A zis-o Daniel Pop. La mine 54 de grade sunt în pahar, îți dai seama. La aproape de Ploiești. Și sunt 39 de grade aproape de Ploiești. Mă miră faptul. Deci că la București, toate, pe lângă București sunt 22 de grade, la tine sunt 39. O fi, exact poate în pahar, cum spune Pop, cum spune Daniel Pop. E plăcut, nu? Ianis Turbatu este un cântăreț. N-am, o fi, nu știu cine este și ce muzică cântă. Doamna Viorica, asta, scuze, iar mă cerți. Spune Viorica, m-am uitat la vlogul lui Mădălina, numai aiurel, a vorbit acum, îi ține apărarea lui Leo. Băi, doamna, asta, Viorica, am văzut ce scrisă-și. Păi, sunt acolo în familie, acum mai ține, că asta a fost pe acolo fata asta, acum mai ține apărarea, altă dată s-au certat, s-au denigrat, așa e acolo. Cred că o fi termometrul, l-a băgat, de-ai băgat termometrul în cuptorul de făcut pâine și s-a luat de... Olivia, niciodată, nu cred așa ceva, nu vine niciodată. Cum adică să credeți că acum, deci, pe bune, deci, că nu, chiar nu vreau să vorbesc de subiectele astea, dar pe bune chiar credeți că Alin o lasă pe Mihaela? Nu cred, fraților, așa ceva. Nu cred. Omul și-a făcut viața fiecare pe drumul lui, nu cred așa ceva. Că mai vine înapoi. Nu cred așa ceva. Chestia cu revenitul înapoi, aia niciodată. Niciodată. Mihai, pe fratele meu îl cheamă Leo. Să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate dacă îl cheamă așa pe fratele tău. Da. Ce zice? Da, zice domnul Diacon, și la mine la sub braț sunt 36. Și în vom balcon sunt. Vreo 30 și de acolo mai sus. Știu și eu, normal că nu, norma aia, dar a fost adus, dar vorbește, dar Viorico, ce să, trebuie să, Viorico, n-auzi că, ci că vine Paștele și trebuie curcanul la toată lumea, vin sărbătorile, trebuie curcanul, trebuie ăla, țapul, trebuie, deci, să punem batalul, cum îi zice, deci e grele. Na, Olivie, ți-ar fi plăcut ție, dar... Te cred? Dar nu și altora. Cum e melodia? Nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în lume nu te poți juca. A, cam așa. Înțelegeți? Nu? Cam așa vine. Na! Tu ești cu bățul pe-n gard, știu, tu zici și fugi. Auzi ce zice Viorica, care îmi donează și mie un curcan să văd cine îmi dă și mie. Ne-a spus domnul Daniel că ți-ar da.
Da, Viorico, ți-ar da cu plăcere. Dar eu zic așa. Da, exact, Meli. De Paște, păi și eu zic, auziți, cu curcanul ca curcanul. Cine-mi dă și mie moțul la curcan, mie? Mie cine mi-l dă? Moțul la curcan îmi dă și mie moțul la curcan. Mie mi-l dă gogo atât. Nu-mi dă nimeni nicio donație de moț. Spune, mai du-te, mâști cu moțul tău cu tot. N-a moțul curcanului. Ok, Petronela, nicio problemă, aici sunt. Mie ci când dă moțul lui curcan. Îți mulțumim pentru prezență. Știu că glumești. Da, mi-a zis că... Dar unde a fugit moțul? M-a luase cu spaime. Dragă, moțul la curcan, am zis. Dacă ceru Viorica să-i dea și ei un curcan, ci că donați-le. Și a zis că ci că nu sunt aici. A? Spor la treabă, Petronela. A? Eu am zis că poate dacă ei îi dă curcanul, îmi dă și mie ce e atârnă. Adică moțul e atârnă la curcan. Ce e atârnă? E atârnă alea. Ohole, la curcan. Alea de aici, de la mărgelele, mărgelele, dragă, mărgelele, să fiu civilizată. Îmi dă, deci, mă, dă, deși mie ce că îmi dă. Într-o zi cu soare tot îmi dă și nu mai, de când îmi dă și nu mai ajung să-mi dea. Da, aurea, stai prin zone că, că vine, apare moțul. Chestia că apare moțul, doamna Petronela. Dacă apare moțul e grele. Dacă apare moțul și vine și soțul, s-a terminat. S-a terminat șmecherie. Gata. E ce să joacă pisicul lui Gogu. Iete ce sare pe acolo. Se bucură și el, mă, și până și pisicul se bucură că a venit primăvară. Zău! Să bucură și pisicul că a venit primăvara. Primăvara când sosește, florile înfloresc. Și tot primăvara vine, omul ce iubesc. Du-mă, du-mă, dorule, că nu-i de lăsat. Că iubește un băiat ca om însurat. Fă-mă, Doamne, o păsărea în grădina lui, din pasăre fă-mă cu păbrațile lui. Cam așa e, nu? Melodia. Așa era melodia, da. Cam așa. A! Astăzi nu știu să vedem, eu pentru mine am făcut de post niște, știu că nu e voie, dar nu mănânc cu pâine, adică mănânc de câțiva cartofi prăjiți, Gogu depinde când se trezește ce vrea, că dacă o vrea îi fac și lui, poate îi dorește altceva, dar eu mi-am făcut niște cartofi prăjiți, îi mănânc fără pâine, că n-am voie la diabet și pâine și cartofi prăjiți.
El poate să mănânce ce dorește pentru că a trecut Paștele lui și așa nu l-a ținut. El ce dorește, aia e fac. Dar eu, na, mai am cartofi prăjiți, o fasolică, tocană de cartofi, deci ca să asta, postul. A făcut și spanac, ciorbiță de legume, ciupercuțe, cred că mai pe diseară o să fac ciupercuțe. Le-am la cutie, nu le-am proaspete. Așa? O mazăre, depinde. Pe cine trebuie, domnul Daniel Pop? Doamne, știți să faceți prăjitură țigănească? Nu, domnul Daniel, dar spuneți-ne și noi cum să face ca să învățăm. Dacă ne învățați și ne dați rețeta, poate încerc, vreau să încerc marea cu degetul, să fac... Ouă, nu e voie, cu hohonul, cu două ouă începe prăjitura. Exact, da, doamna Petronel, așa e. Aoleu! Cu două ouă începe și un cârnat, cred că al tău. Lasă-l, că el zice că glumește băiatul. Tu glumești, nu? Prăjitura începe cu două ouă. Nu e voie că suntem în post. Nu avem voie cu ho-ho. Glumește, glumește, pitico, lasă, mai lasă, că glumește. A zis că glumește, bă, omul. Prăjitura e nasolească. Eu știam că am auzit prăjitura aia cu 40 de ouă, care o să face la înednia dumneavoastră. Și că iese bună de tot, plăznește colesterolul, e randeaua. Zău! Bună, Constantin Pânzaru! Bine ai venit, Constantin! Bună ziua! Auzi, Olivia zice că eu știu prăjitură tăvălita. Da. Au! Vai de capul meu! Olivia, trebuie să zici tu ceva. Ne-a pus cineva. Petrică Pascal. Așa se numește, și o poză de femeie și mi-a pus bună. Da, să vedeți după aia cum îi trimit în pădurice. Mulțumesc, Constantine! O zi frumoasă îți dorim și noi. Mersi, Michael John. Îți mulțumesc frumos. Bag un pic sumnesc ca să nu mai ia cu dalea cu amețele. Olivia, ies fierte, eu le fier 4 ore sarmale, la plită curent. Cine iese, mă, din foaie sarmalele? Nu, nu ies, cum să iasă? Că dacă ies din foaia de varză, nu. Ce să-ți dau? Bună, bună, bună ziua, doamna Rodica Muntean, și bine ai venit. Ce să-ți dau, Michael John? Să-ți dau și ție să papi? Nu pot, doar să-ți arunc cum. Mulțumesc frumos, doamna Rodica. Sarmale? Păi nu fac eu, face domnul diaconul în Germania. Eu nu fac sarmale. Înțelegi? Cu mare drag să-și dai sarmala. Cum să nu? Zău! Cum să nu-ți dau? Dacă ar fi fost posibil. Exact, uite cum zice Meli. Noi nu facem sarmale.
Dar tu nu știi cum îmi spune mie că eu sunt sărmăluță. Du-te și mănâncă. Înțeles, Petronela a greșit. Amor. Olivia face sarmale cu nervi. Că a supărat acolo și Petronela a înțeles. Eu am înțeles că ouăle 4 ore. Alea nu mai ieșeau. Aia era ouă înțepenite. Ouă desfășurate erau alea. Papa! Mamă leșin, mumă! Fiecare cu ce-l doare. Da. E jale pe bale. A văzut domnul diacon ce a înțeles pentru ăla. Dacă cred că s-a înțepenit asta la mine aici. Da. A înțeles că fierbeți ouăle 4 ore. Bună friș. Frisc. Nu, Michael John, cum să mă supăr? De ce să mă supăr? Păi ce ai făcut să mă supăr? Am zis și eu. Auzi ce zice domnul diaconul? Petronela, ouăle 4 ore. Dar ce dragă? E, dinozaur. Zul Bujang. Haider. Nu înțeleg. Hai, ce zice Olivia? Spuneți-mi. Poate ar fi ieșit Olivia. Petronela, doamna Petronela, așa care trebuie. Dar doamna Camelia probabil o fi ieșit. Intră dânsa. Revine. Bună, mamaie, Mădălina Popescu. Bună, mamă, bună să-ți fie inia. Zul Bujang, mi amor. A pus drag acum. Că hai doar, a zis. Ok. Uite, vezi? A spus doamna Petronela, aici este, dar mai trebuie să facă că vine Gogo. N-auzi? Da. Eu sunt bunica voastră. V-am balonat. Să mă îmbalonez? Nu. Nu mă îmbalonez. Ok, Mihai, mulțumesc frumos. Corect? Bună, Cristina, bună. Nicio problemă. Mulțumesc frumos. Păi cred că vă vede. Eu vă văd. E tot pur și mai încoace după o iau de aici. A, tați așa. Că eu sunt o țărică nașpa miroasă, nașpa miroasă. Nu se poate așa ceva. La. Acum, aviu, dragilor.
Eu cred că o să plouă, să știți. Vă spun după acum că de plouat o să plouă, dragilor, să știți. Pentru că... Cristina, mulțumesc, Cristina, pentru trandafir. Mulțumesc, Teodora. Nici o treabă, doamna Mariana Ilie. Păi de ce? Doamne ferească. Bună, Teodora, am zis. Pe cine nu vezi? Pe Petronela? Cum așa? Olivia. Ieși și intră din nou. Poate fi ceva de... Ca o cheiță. Și doamna Petronela și doamna Camelia, o cheiță, n-are cum... Da, este aici, dar cum de nu vă vedeți? Chiar aro. Din ce cauză? Meli nu vede. Nu știu. Nu frisc, nu. Adică vrei să spui că dacă am și cont de FB... Nu știu de ce, că aveți cheiță, n-are cum. Cred că de la Eclipse. Așa este. Asta este. E chestia cu gaura neagră, cu omuleții. De acolo este. Vine eclipsa și ne eclipsează pe toți. Și că ne trage în eclipsă. Ne trage la Xerox. Ne face copii la Indigo. Ne face copii cu copii. Da. Salam aleikum. Aleikum salam. Asta știu și eu. Dar eu vă văd, doamna Petronela, pe toți. Bravo, Mihai, că ai luat 10. Bravo. Mă bucur foarte tare că ai luat 10 la limba română. Eu vă văd. Stați că vă spun acum ce e. Uite, cineva a încercat acum să facă, deci, să-mi deschidă contul. Altcineva. Să-mi intre. Bă! Băi, buligarilor, mai încercați să-mi rupeți mie contul de asta, e-mailul meu, că nu puteți. Că pe 8 nu mai ieșim din casă, nu, ne băgăm în beci. Da, nu mai țineți minte și când a fost eclipsa, în... Când a fost în 99, când a fost în... Nu mai știți? Bună, Camelia Simon! Bună, 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 bine ai venit! Tot așa cu ochelarii, toți! Bună, Camelia! În 2000, așa, în 2000. Nu mai știți cum ziceau că vai, o să fie și a fost... Toți erau cu geamuri, cu sticle de-alea colorate, cu geamul, cu ochelari care n-aveau ochelari. Dă-i să vedem ce să... Aia a fost de soare, cred că. Da, Petronela. Mersi, Camelia, mulțumesc frumos. Da. A, da, a apărut și bagnotele, da, știu, Meli, știu. Cu eclipsa și cu, da. Da, ăștia încearcă să mă bulească pe mine. Băi, ăștia, cu care vreți ca să-mi aia mie e-mail-ul. Păi că n-are cine, că eu sunt aici. Cine sunt aia? Eroare de începere de sesiune la e-mail-ul meu. Păi dacă eu sunt aici,
cine să înceapă pe e-mailul meu? Vreți să încercați? Ce să faceți? Să intrați în e-mailul meu, ce să faceți? Pă bune, intrați în veverița mea până la urmă. Buligarilor care sunteți. Bravo, domnul Meli, bravo! De la optică, de la optică. De la ăștia sunt, uite. Stai că zic acum Camelia. De la First, uite. Vezi? Asta e carcasa lor. De acolo ea. Olivia, tu o vezi pe doamna Petronela? O vezi, Olivie? Spune dacă o vezi. Că ne-a luat ăștia vedere. De pe acum. Nici e o problemă, Camelia Simon. Nu te vede doamna Petronela. Bună lăcrămioara în Panait. Bine ai venit, doamna lăcrămioara. Stați un pic că mă duc în partea la. Stai, Olivia. Scrie Olivia acum. Nu, aici sunt doamna Mariana. Ce să fac, doamna lăcrămioara? Ne uităm un pic, că nu se văd modelatoarele aici, să vedem din care e motivul. Da, știi, Mihai, că ne-ai mai spus. Ia scrie Olivia. Ok, stai. Ia scrie acum. Norsaif. Nu mai pune pe ăla, bă. Ia scrie acum, Olivia. Ia vezi, acum o vezi pe doamna Petronela? Nu? Ți-am dat-o pe aia de standard. Acum o vezi pe Petronela? Corect, felicitări, felicitări că ai luat. Da, și i-am pus-o pe aia de standard, să scrie acum. Da, i-am luat-o ca să o pun pe aia la altă. Ca să poată să vă vadă. Acum să scrie. Ia
Ia scrie Olivia. Spune dacă vezi. Acum. Nu, nu vă vede doamna Petronela. Bună, Ilinca, bună. Ți-am pus-o pe aia de standard. Am zis, Samet, te salut, Samet. Bine ai venit, cumnate. Nu știu din ce motiv. Ți-am pus-o pe aia de standard. Înțeles, să văd, poate vezi. Nu știu. Bineînțeles, lăcrămioara. Ok, Evelina. Îl vezi și... Acum îl văd și pe Samet. Păi vezi? Imposibil. De ce nu o vezi pe doamna Petronela? Stai că fac așa și cu doamna Petronela la fel. Doamna Petronela, să nu te sperii. Acum stai un pic. Stai. Scrie doamna Petronela. E înfometat rău de tot lupul, da, da. Ia scrie Petronela. Da, păi, dar scrieți acum, doamna Petronela. Dar de ce să-ți arăt Ilinca ceva din casă? Să nu pot, am o reținere. Sunt vreo 21 de grade, doamna Lăcrămioara, dar e în ora de ploaie. Uite, așa, stai așa, doamna Petronela, stai. Să văd dacă vă vedeți acum. Ia vedeți, acum vă vedeți? Acu' ai, ia, ți-am pus-o pe aia de standard, doamna Petronela, ca să văd dacă puteți să o vedeți pe Olivia. Probabil, Olivia. Nu, v-am pus-o pe aia de standard, pe aia mare. O vedeți acum pe Olivia. Da, păi, dar i-am pus-o pe aia standard, Pitico. Nu! Da, de vreau să știu dacă vă o vezi pe Olivia acum, doamna Petrazu. Mulțumesc, Elinca. Mulțumesc frumos. A, pe vedeți? A, na, că acum vă vedeți. Te pupăm, babi! Pe suflet! Da, Evelin, tu, da, aici era o chestie între... Nu știu, doamna Lăcrămioara, ci că s-a furat oala. Așa am auzit, că s-a furat oala. Așa, în rest, restul nu mai știu, că nu mai fac parte de acolo. Mi s-a dat, deci, interdicție. Ca să nu mai vorbesc despre acea comunitate și eu m-am conformat. Mi-am cerut scuzele de... Nu o vezi? Nu o vezi nici acum? Oala de ciorbă, oala de ciorbă, dă mie înapoi. Pe ce să-ți dau eu? Pe n-am luat-o eu, bă, Mihai. A luat-o și că altcineva, nu la mine. Nu, Pitico, așa este. Nu mai vede doamna Petronela pe Olivia și Olivia pe doamna Petronela. Înțelegi? Probabil, cum zici tu, Olivia, ai fost până alte părți și probabil te-or fi blocat, cine știe. Stați un pic, mai mă duc chiar aici.
Nu, la mine nu apare nimic pe canal, la mine nu apare nimic acum ca să fii blocate, nu apare. Păi... Ce să fie cumnate pe aici, cum stau treburile pe aici, încearcă băieții ăștia care sunt IT-ști, sunt șmecheri sau fetițele, nu știu, să-mi spargă e-mail-ul, înțelegi? Că eu eram aici și mi-apare eroare de începere a sesiunii. Păi cine a început sesiunea dacă eu sunt aici? Deci eu nu umblu pe nicăieri, sunt aici. Cine începe sesiunea? Încearcă să intre să-mi rupe, să-mi rupă adresa mea de e-mail. Ai înțeles? Da, păi tu, dar în schimb, stau Olivia, dar nu-i frumos. Nu-i frumos dacă mă lăcrămeara. Îmi mulțumim, doamna lăcrămeara Panait, vă mulțumim frumos. Bineînțeles, doamna lăcrămeara, v-am spus, vă mulțumim frumos. Multă sănătate și tu... Multă sănătate șatre și multă fericire, mai ales și dumneavoastră, respect pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc frumos! Și eu multă sănătate doresc întregii comunități de acolo, de la Strehaia, dacă cumva mi-am cerut și scuzele de rigoare când a fost necesar, dacă cumva, probabil asta, dar dacă așa s-a considerat și așa... Da. Și așa s-a ajuns la concluzia asta, m-am conformat. Da, Petronel, auzi ce spune doamna Liliana, Petronel, să pui faianță în continuare. E, asta este, na. Ce să facem? Și noi ăștia mai mici, adică eu, v-am spus chiar nu, nici acum și nici nu. Mari sunt aceia care îi consider eu, care au oameni pe canalul lor, deci care sunt mari. Deci noi știm care sunt mari, nu mai spunem. Dar nu cum să vrei și tu? Cum nată? E vorba de altele de alea Savarine, despre Savarine. Vrei și tu? Păi, aolă, și eu vreau un ecler, dar nu pot. Nu zicea cum nată, că nu e Savarine de alea. Da, eu am câteva luni. Mă înțelegi? Vreau să spun oamenii care sunt consacrați deja, care au 600 și ceva de mii de urmăritori. Aia sunt, cum e, îi spun pe nume, Nelson Mondialu, pe bune. Mulțumesc, doamna Lăcărăreana Panait, vă mulțumim frumos. Aole, păi explică-i lucrul lui Abi despre că de care Savarine-i vorba aici. Asta este. Cum vor dânsi și apoi mâncăm, înțelegeți cum e vorba? Asta este, sunt și eu mică, sunt și eu un ac aruncat în carul cu fân. Am făcut eu short-ul ăla unde spun că am locul meu în lume, cum are fiecare. Am un locul meu sub soare, în grădina lui Dumnezeu, toți avem loc. Toți avem un loc al nostru. Așa că, cum am făcut short-ul ăla, adică cum am făcut playback-ul. Că e un playback. A, păi vezi? Păi vezi, Avi? Păi de auci, îți fac poftă de Savarine, este la român de toate pentru toți. Au! Corect. Eu, păi eu îi consider, deci cât îi spun pe nume, cine are 600 și ceva de mii de urmăritori, cel puțin din cât a văzut, e Nelson Mondialu. Ăla e, deci YouTube, care e mare. Nu eu sunt o mică... Salai, n-am înțeles ce ai zis acolo. Exact, să explici. Să explici. Că înțelege, crede că nu e vorba de prăjături. Abi, e vorba de altă prăjătură. Zău, lasă că îți explică. Pitica de sară. Da, cred că înțelesăși.
că ești băiat isteț. Păi așa îi zic eu, Samet. Respectul la noi, că el e cumnat frate mai mare, Samet este, Abi, așa se spune. Ăsta e respect când îi spui Abi. Păi nu Abi, bă, Petronela, doamna Petronela, Samet, el este, așa îi spunem noi, Abi. Că-l respectăm, că e mai mare dintre cumnați. Și eu, e normal să-l respect. Și e corect. Dar nu numai că, nu ca și vârstă, față de un familia la Coscra, el este fratele cel mai mare, mă rog, decât cum bărbatul lui Cristina. Și ăsta este... Nu! Nu, Habibi! Nu! Este un respect, că da, am văzut și eu că este respectat și altfel, dacă toată lumea spune Abi, acum eu nu o să mă trag de șiretul lui Abi, eu tot așa am spus. Și pentru că, băi, și chiar o persoană când îți inspiră un respect, de ce ăla este? Nicio problemă, nicio problemă, Abi, stai liniștit. Acum o să zic Samet ca să nu-l încurcăm, că voi nu știți care e Abi, dar Abi... Și să spună el, și când am fost acolo și venea în vizită, mie mi-era jenă să și, pentru că, băi, respectul care l-ai, știe o persoană cum să se, să-și impună respectul ăla. Și când vezi și tu și pe ăla și pe ăla, că așa se cum așa respect și tu, adică nu pot eu să fiu aia mai, a, să vezi, deci că mă doare pe mine la bască, că eu sunt Mița Baston, a, eu mă duc, nu, nu e frumos, deci, nu e frumos. Mai ales când îți respecti familia și asta, e normal să fie așa. Dar ce că în lipsă de savarine, zice domnul diacon, nu e bună și o gogoșică. Cu gaură. Da. Exact. E bună și aia. Da, nu știu, probabil cum spune ea, Olivie, că eu sunt de dei și de aia de la. Mamaie cofetar. Da, mamaie, facem aici de savarine cu veveriță. Da, mamaie, Mihai, facem mamaie numai savarine cu dătate pentru toți, cu gaură. Deci savarine și gogoși cu gaură. Probabil o fi din Sătări, Meli. Probabil. Zic. Normal, Pitico. O fi de la Olivia, din Olivia, din cauza că te dereglași acolo la magazin. De acolo. Ai venit cu capsa pusă, s-au dereglat și setările la tine. Zău. Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule. Mare mai e grădina. Dacă, Pitico, că fu la magazin și o supără casierița de acolo și era să-i dea cu brânză, a zis, direct peste râd. Că l-au făcut și porcea pe casieriță până la urma urmei. Nu i-a spus peste gură, a spus peste râd. Da. Și i-a zis că face sarmale îndesate cu nervi. Mare poznă. Mare poznă. Să știi că mare poznă. Păi da. Eu am încercat să fac reparațiuni pe aici. Bună, Onaca, Flaviu. Bună, Flaviu. Bună ziua. Bine ai venit, Flaviu. V-ați dat seama. Și așa că de așa natură sunt situațiunile. Vrei și tu? Păi nu ești aici, nu vezi că te vedem. Ești aici, dragă. Estera Dodo, să fie la tine, acolo, Estera. Da, Daia. E foarte bună pentru tine. Așa este, mai bine, deci, așa este, Petronela, zice doamna Liliana Bulgariu, noi vedem pe Gogu cum vine cu faianța, tu nu mai vezi nimic. Exact, Olivia are temperament, așa trebuie fata, știe ce vrea fata de la viață, bravo Olivia, așa trebuie să fii, să fii înțăpată, deci înțăpată, nu așa. Așa trebuie să fii în viață, cu patru perechi de ho-ho. Da, nu știu de ce, fix pe doamna Petronela.
Năsărioși, mă! Vor să-mi dea bubă! Nu, nu, doamna Liliana, nu! Cică, a, am crezut invers, nu, nu! Asta este! Băști, bă, de aici! Asta este! Vor ca să mă... Ce aveți, mă, cu e-mail-urile mele? De ce intrați, mă, acolo să încercați să-mi deschide sesiunea, să mă sesionați? Ce vreți, mă, să aflați? Ce vreți să-mi spargeți? Vreți să-mi spargeți gogoșica? Vreți să-mi spargeți savarina? M-am securitat, Olivia, de-aia nici nu pot să facă nimica. Că sunt securizată până în jinjii, nu până în dinți. Până în jinjiile mele astea vineți. Așa până acolo sunt securizat. Dar dacă ea imediat mă anunță, imediat îmi trimite, ai văzut cum face clink clang și îmi spune. Imediat îmi trimite ea. Mă intru pe e-mailul meu și îmi spune, ai fost tu sau n-ai fost tu, de că nu e așa. M-am securizat. Toate găurile mele, deci toate... Corect, Meli. E așa este, Petronela. Fugi. Ochii din umbră vă tot. Fugi, doamna Petronela noastră. Du-te, ai grijă, că dacă vine gresia și cu faianța și nu te-a găsit la unde trebuie să stai, te-ai nonorocit. Da. Aura. Vezi ce bine a făcut eu, ce gog mi-am luat eu. Nu stau cu frică niciodată. Deci nu stau cu frica lui Gogu. Indiferent cine ar fi fost Gogu. A stat odată. Când eram tânără și neliniștită. Sta, deci era jale. Decât dacă auzeam câinii pe uliță. Deci trăia să fiu și cu tica aia pe foc. Deci... Bună ziua, doamna Aurelia Geană. Bine ai venit, doamna Aurelia Geană. Te pupăm, doamna Aurelia Geană. Mă înțelegeți? Doamna Aurelia, a să fac o nesărată, stai un pic, numai un pic. Doamna Aurelia, să nu pleci. Atâta zic, să stai aici. Da, ok, stai aici și când zic eu să scrii, doamna Aurelia, te cred că ești la muncă, stai, doamna Aurelia Geană. Băi, fraților, doamna Aurelia Geană este la mine de atâta timp și este și abonată la mine. Deci, doamna Aurelia Geană, scriți acum, vă rog frumos. Doamna Aurelia, scrieți-mi decât un pic, vă rog frumos. Știu că sunteți la muncă, dar scriți un rând. Exact, doamna Aurelia, și pentru asta că sunteți prima modelatoare la mine, o să aveți moderator de... gestiune. Pentru că sunteți la mine prima. Ați fost și ați avut încredere în mine și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră, doamna Aurelia Geană, și eu vă dăruiesc pe a mea. Doamna Lăcrămioara, melodie când s-o scula familionul, adică bine, mama e trezită, dar asta când s-o scula Gogu, să cânt o melodie. M-a făcut mama o teamă, puișor de craioveană. Olten sunt olten, zice, și oi fi pe un mai duce, și oi fi pe un mai duce, leana mea, mă. Cine să ia cu mine bine, îi dau haina după mine. Au cine să ia cu mine rău, să-l ferească Dumnezeu, că sunt șarpe de dudău, de-al mare de mușcă rău, măi, leano. La-la-la-la, ta-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la, ta-l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 a. Așa că, doamna Aurelia, acum poți să scrii. Acum, e adevărat. Și nu numai modelatoare, a fost și prima care s-a abonat la canalul meu. Care s-a făcut primul membru
primul membru care a fost primul meu membru a fost doamna Aurelia Geană. Și apoi au venit, bineînțeles, și rect. Așa că dați să-i dau aici, să-i dăm cu dreveneală ăsta. Da, mulțumesc pentru floricele! Bună, Alexandra, Maria, bună! Corect, doamna Aurelia, și de aici mai departe, jos pălăria! Jos pălăria! Normal că avem respect față de dumneavoastră. A, doamnă Cremioară, am o voce, dar sunt răgușită, dar nu mai îmi revin cu vocea asta de la țigări. N-am nicio rău. Să vedeți, acum fac cu băiatul meu o melodie, doamne, o să urce pe YouTube. Deci a cântat copilul meu, a făcut una și mai trăznet. Așa, măicuță! De așa, mamă, să faci, să faci măcătăr mama mea. Am ascultat-o azi de dimineață. Da, a făcut una, puf. Mi se pare că pe Spotify o are, mi se pare. Urcată deja. Dar pe YouTube trebuie mai are ceva de lucrat. Că știți cum le pune el cu... Iar cu Gogu, iar vreți să mă supărați? Astăzi, fix, astăzi, sâmbătă, din nou luăm cu Gogurile. Aoleu, Gogu! Când ți-am găsit eu numele ăsta, mămălică? Trebuia să-ți găsesc Paul Gauguin mai bine. Deja Paul Belmondo trebuia să-i spun. Belmondo. Să vedeți, spuneați și voi, vine Belmondo. Au! Mulțumesc, doamna Lăcrămeară. Mulțumesc, da. Am o voce, vai, dă mama lui vocea mea, de ce, aoleu. Am avut. Deci cu ceva ani în urmă am avut și eu voce, mai voce, înțelegeți? Deci... Da, mi-am stricat o singură de la țigări, că dacă balotez, deci baxez, deci până vedă capul meu. Al tău să tunde, să face, auziți, gogul lui Pitica să tunde, să face giugiuc, să găsească, să veverițe, să avarine, păi nu-l mai lăsa, păi doar aia să face el giugiuc. Ne mai auzim, doamna Petronela, ne mai auzim, bineînțeles, cu siguranță. Da? Mă duc să mă duc să arunc o geană, să văd dacă s-a trezit Gogul. Stați. Nu s-a trezit. Doarme, Goguțu, doarme, Goguțu. Da! Ce scrisă cu să... Mulțumesc frumos, doamna Aurelia, și dumneavoastră, Lorina. Bună, bună, Lorina. Bine ai venit, Lorina. Caisar, nu știu ce ai scris acolo. Nu știu ce ai scris acolo, oricum ți s-a șters mesajul. Nu știu ce ai vrut să scrii, ce se scrie acolo. Da, da, doamna Liliana, da. Așa este. Da, da.
Bună, Chris Cristi! Bună, bună! Bine ai venit, Chris Cristi! Haideți și cu un like, dragilor, dacă tot stați acolo, 316 ochișori și mă vizionați pe mine. Bună ziua! Bună, Rebecca Plico! Bună ziua! Bine ai venit! Satish Nocare! Nu înțeleg ce ai scris acolo, oricum te salut! Mulțumesc pentru floricele! Haideți și cu un like, dragilor! Claudia, hola, saludo desde España, igualmente, también de Extremadura, Claudia. Te salut, bine ai venit, draga mea. Bună, Lorina. Dar loc să mi lase mie ea, deci îmi dă și mie ea. Mulțumesc, doamna Lăcrămeara, mulțumesc frumos. Cătălina Moldovan, gust să ai, mulțumesc frumos asemenea. Știu, Mihai, știu. Îți mulțumesc. Bună, Andra, 2012, bine ai venit, draga mea, bună. Haideți, dragilor, că oricum eu l-am pe Manolito, aici a rămas Manolito, lângă mine. Bună, Melissa, a rămas Manolito cu mine. Ce este Cătălina Moldovan? Ce-i cu 22? Melissa, fan Diana și tant Kim. Poți să mă feliciți pentru că am avut concurs și am luat locul 1? Te felicit, Melissa, Doamne ajută, foarte bine, bună. Cacao Milk, bună, bună. Bună, Ilinca Costachioa ei. N-ai pentru ce, Melissa? Îți mulțumim, doamna Aurelia. Bună, Ioana Sofia Stanca. Bună ziua, bună ziua, în întregului chat. Vă mulțumim pentru prezență. Da. Hi. Alice, hi. Și eu te pup, Andra. Bună, Victoriza Enache. Bună, Coconut Multi, bună ziua, bună ziua. Salut. Animazione de Stickman, te salut. Aris, hey, how are you? I'm fine, bine fac. Dar eu nu știu engleză. Zero, Nicolae. De unu. Mai mi-ai făcut asta. Ai uitat, Nicolae, că mi-ai tras o chestie asta. Ai uitat? Că mi-ai venit odată, Nicolae, Roxana, cu chestia asta de la 1 la 200. Și am spus alt număr atunci. Și de data asta spun 1. Da, Melissa, fac în fiecare zi. Cătălina, am copilul la scris. Ok, Cătălina. Da, Alice. De Romanii, da. Bună, Julie. Ce să fac, Julie? Uite aici. Inimioară. Ilinca. Inimioară, îngerași nu pot că nu prea sunt îngerășică. Doamne ajută, doamna Aurelia. Ce să fac, Nicolae, aici? La mulți ani, Ioana. Bineînțeles, Andreea, spune ce întrebare ai. Salut, Maria Secară, spune-ți întrebarea, draga mea. Hai, dă-i cu întrebarea peste noi. Jasmin Corcovean, ce faci? Bine fac. Uite aici, vă salut pe voi. Te dor mâinile. Scrie că trebuie să vezi carte. Doamne ajută, Julie. Maria Secară, nu am nicio întrebare. Foarte bine.
Păi mănâncă dacă este poftă, ce, păi, dar mi se pare foarte corect dacă mănâncă. Mănâncă și tu. Cătălin Moldovanu și locuiesc la Palazul Mic. Bravo, mă bucur. Maria Secară spune, nu am chef de nebunii. Nu am chef de nebunii. Nu știu ce, de nebuni sau nu ai chef de nebunii. Nu știm ce ai vrut să spui. Dacă nu ai chef de nebunii, nu face nebunii. Dacă nu ai chef de nebuni, nu stai cu nebunii. Te duci și te deplasezi unde sunt aia sănătoși. Nu! Că nu sunt pofticioasă. Vine fracto, Mihai. Doamne ajută! Nu faci poftă, de ce? Nu sunt cu d-alea. Păi dacă, ce înseamnă? Acum dacă, bună Megas Alexandru. Ce este cu echipamentul? Nu înțelegem. Și pocăiții 667, de ce ai pus punct acolo? Ce e? Punct? Să pun punct? Nu vreau. Deci, care e problema pocăiții? Cu punctul, cu punctul. Care e problema? Este Giulia. Normal că este frumoasă România, e țara noastră. Ce să fac, dragă? Uite, stau aici de vorbă cu voi acum. Ce să fac, Elena Vâlciuc? Stau de vorbă cu voi. Am un animal acasă. Și ce este ăla? Panteră? Ce este ăla? Ai un animal, Cătălina? Bravo! Bună, Caia! Bună! Te pup, Caia! Bine ai venit! Păi nu știu cum te cheamă. Spune tu, eu ce ghicesc în stele. Nu, Andreea, mi-am dorit foarte tare ca să vină căldura, să știi. Ram Hodaj, nu înțeleg ce ai spus acolo. Melissa, câți ani am? 50 și ceva de ani. Ce să fac ca aia? Uite aici, acum stau cu... Ai avut un papagal. Maria, și ce-a făcut? A zburat? Ce-a pățit papagalul? Nu-l mai ai? Bineînțeles, Elena, că am fost în mai multe. O, Doamne, ce păcat. Da, îmi pare rău. Și tu ai avut, Maia Maria, un hamster. Da? Nu am avut hamster, că mă frică de ei. Te cheamă Costin Costi, mă cheamă, dragi. Că am intrat pe alt telefon. E bine, acum Mihai, ne-ai ținut aici a două ore cu Mihai și acum te cheamă Costin Costi. Bine, ne bucurăm foarte tare. Să fii sănătos. Da, ci că noi nu avem decât maidaneze acasă. Avea o boală. A, Cătălina, am plecat. Pa, pa! Elena spune că are un câine pe nume Nero. Radu, Enios. Bună, Radu! Caterina, n-am înțeles ce spun. Riven, 6TH, spune numele, deja-l spus ei. Eu, ce zisești, mă, unde ăla? Nu, e decât unul, pe ce te-a castrat? Mihai, vrei să spun o glumă? Spune, Mihai, bineînțeles. Dacă sunt de la Târgoviște, de Giulia, nu-s de la Mehedinț. De la Severin sunt, Munteana Ana Maria. Barei, bună ziua, Bare! Nu contează, Cătălina, scuze, nu e nicio problemă, dar am întrebat, poate că te-o fi castrată, s-o fi cândut, știu ce s-a întâmplat. A scris un nene de la cu ceva. Maria Secară, ești amuzantă. Păi da! Am fost Elena la Sulina. Da, dacă am locuit la Constanța, normal că am fost și la Sulică, Frânarul, numai la Sulina. Bună ziua, Cristina Moris, bună! N-ai pentru ce, Cătălina? Păi da, aici la Sulina, acolo la Sulina stai tu, mă bucur foarte tare.
normal, cu doamna Petronela. Are dreptate ce spune doamna Aurelia. 50 și ceva. Rodica, de ce ai pe Gabor? Ai pus mie pe deci, reclama aia la sodă caustică, ăla e pericol de pica, ce faci mamaie? Doamne, ce frumusețe de pica, ce să fac mamaie? Uite ce rățușcă și drăgălașă ești acolo. Numai Elena, că am fost decât de o singură dată în țară de 20 de ani. Andreea Popescu, îți plac ochelarii mei. Mă bucur foarte tare. Radu Enios, fosta mea avea ochelari, îmi plăcea la nebunie, vă stă bine cu ochelari. Păi nu e vorba că stă, e chestia că nu banghesc aici ce să citesc. Mulțumesc, Cătălina, mare fericite să ai. Și tu mare fericire să ai, la fel. Mulțumesc, doamna Lăcrămioara. Bună, Eva Cristina Mihailă, bună, bună. Caia, am aceiași ochelari, bravo. LOL. Da, Rivon, ce s-a întâmplat? LOL, Andreea, îți mulțumesc pentru inimioare. Îmi plac cercei. Bravo. Și mie. Altfel, dacă nu-mi plăceam, nu mi-i cumpăram. Ne puteți cânta ceva? Ce să vă cânt? Te pup și eu, Eva. Popovici, mă scuzați, dar vă place numele motanului meu, îl cheamă... Să te bucur de el, Popovici Nicoleta. Nu, eu nu speak japoneză, decât chineză, hai fă-n fân. Orice, Cristina. Nu știu ce să cânt, n-am o inspirație la ora asta. Bună, Hunda, ca Andrei, bună. Da, Munteana, Ana Maria, nu, sunt de tehnichea. Tot ce-i pe mine e de tehnichea. Da. Mulțumesc, Emilia Ediț. Ce ai zis că ce am la ochi? Iasmina, ce să am? Elena, ca ce lucrez? Lucrez, deci, badantă la Gogu. Probabil o fi și doamna Petronela. Mulțumesc, Popovici. Alo, perfect glam, alo! Bună ziua, Lori Lorena! Bună, te pup, Lori Lorena! Da, dar e realitate, eu vorbesc chinez, da, zic așa, hai fă-mi fân! Poți să zici, nu pot, am o reținere, și eu te iubesc aia. Lollipop 100, ce faci? Bine fac, tu ce faci, Lollipop? Da, Rivon, îmi plac, am o pisică, adică e pisoi, e mârtan, e alu Gogu, dar e șame. Mulțumesc pentru inimioara, Andreea. Lăcrămioara Panai, pot să vă pun să spun o glumă? Dar cum, doamna Lăcrămioara, să nu spuneți? Puteți să spuneți. Messi, Cristina, Messi. Munteana Ana Maria, câți ani ai? 50 și treaba mea, sunt la majorat. Aveți câini? N-am. Da, Emily, pot să vorbesc și alte limbi, da. Da, exact, da, așa, Emily, lasă. Pa, ol, pa. Ok, Andreea, zăsă-i 50 și ceva. Dă treaba mea, da. Mulțumesc frumos. Lai, dacă nu scrii bine, ți se te... și eu te pup, Eva, Cristina Mihailă. Și eu te pup toată. Cristian, ce faci? Stau de vorbă cu copiii. Pentru că și ei trebuie băgați în seamă să le oferim atenție. Când sunt cuminți și civilizați. Ol, mai bine nu. Mai bine ce nu. Te pup și eu, Munteana Ana Maria. Te pup. A, nu, Lăcrămioara, sunt rac. Rac. Raimond Elena se numește, că e pisoi. Ce mi-ai dat acolo, făcălețul, mâncare? Am făcut, dragă Andreea, și mâncare. Vara, Andreea, lasă că m-am săturat de iarnă, Andreea. Și eu te pup, Cristian. Ana Maria Tudorache. De ce ai pus ochișorii aia tri și goi? N-ai vrea tu mai bine să-i scoatem pe amândoi? Emilia Edith, mulțumesc. Aurel, urât-o. De ce mă faci, mă, urât-o?
ce ai de mâncat? De tăti. Am și fasole, am și cartofi prăjiți, să vedem Gogu când se trezește, ce dorește, din ce țară sunt. De unde ești și tu, Muntean? Tu de unde ești? De la Moldova? Eu sunt de la România, cumva. Am spus Eva Cristina Mihaila, zodia mea este rac. Urât-o, iar m-a făcut și urâtă. Ești rea, sunt rea, Ana Maria, de ce? Da, la cremioara pe înainte. Te pup și eu, ol. Andreea, nu pune de-aia că te șterge, ia să vezi. Nu-mi pune emoticoană de-alea, că îmi dai de-alea. Îmi dai spam de la Andreea. Deci nu-i voie să pui de-ăștia urâtănii de-ăștia. Înțelegi? Bună, Irina, bună. Mulțumesc, Frisc, poftiți în măr, îmi dai fructul păcatului. De la Vaslui, eu sunt de la Mehedinț. Mulțumesc, Emilia. Uite, dar mă face, uite, e și Ilinca, urât-o. Păi de ce îmi zici Ilinca urât-o? Că sunt frumoasă. Sunt o veveriță cea mai frumoasă. Și eu, Irina. Na, 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 na. Puișor. Fructul meu preferat. Du-te, Cristina Moris, dacă ai teme. Fu și fă-le, sunte frumoasă tare. Mulțumesc, Cristina. Ce urâtă, zice Levi. N-are nimic a Levi. Mă te duc să-ți tunzi, mă duc să mă tund masca, să-mi tund masca, du-te. Ilinca, bani, care, ce-i cu bani? Unde-i banul? Să dea cu banul? Mulțumesc, Elie Mitrofan. Aoleu, am avut taică-mă pe cineva Mitrofan. Era un șef mare, domnul Mitrofan. Da. Ce urâtă, Levi, dar mai spart, dar ce vrei să văd, ce te asta sunt, dacă nu-ți place, pleacă de aici. De mașini, ce să zic, care este marca ta preferată de mașini? Alea, aia, Mercedes-ul. Barabule Elena, mânca prăjite. Raca Ana Maria Tudorache. A, uite, vezi, a zis Andreea, ce frumoasă ești. Și gata, mai mă fac. Stai, dacă ai zis că sunt frumoasă, m-ai activat. Că mi-a, vezi, mi-a zis, frumoasă, uite, cum mă cheamă, cum pune pe canal. Da, Mercedes, da, acolo, Mercedes, da, 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 marca cea mai tare. E? Acum mai sunt urâtă. Zodia mea este Setor. Cine e ăla, Eva Cristina? Prietena ta e cine ai zis că este? Irina e o prietenă din clasa a treia. Îmi plăcea de ea că e frumoasă. Mihai, stă bine cu pălărie. Mă uit, Andreea, da, mă uit. Așa, Ștefan Covici. Covaci, pardon, sunt cea mai frumoasă. Rac, Emilie Edith. Cu cine țin? Cu faimoșii. Uite, cu castraveții mi-a dat Cătălina, mi-a dat pe aia. Iată, mi-a dat dovlecul, dovlecelul și castravetele. Rac sunt. Mi-a dat la pachet, da, floare, mi-a dat pachet cu legume. Hello, Alessandro, hello. Alice. You're beautiful. Sunt cea mai butifoaică sunt la ora asta. Da. Sunt cea mai tare, Ștefan Covici. Așa este. Cătălina Moldovan. Să-l chem pe 112 să mă ia. Nu! Că de o întreb pe oglindă, oglinjoară. Cine e cea mai frumoasă din țară? Și o să zic că tu știrba mea, muma pădurii. Tu ești cea mai frumoasă dintre toate. Zău, așa îmi răspunde. Da, ce e, dragă? Put Andreea, puteți să spuneți hai faimoșii, hai Ștefi, hai Ștefi, hai faimoșii, hai băloșii, hai deșăgoșii, pe toți îi stric, da, sunt amuzantă, cred că, ba și Alex, da, hai Ștefi, uite, zici și Lollipop 100, pentru puțin, v-a dat pachet?
Mă cheamă Cristina. Cine floarea Matei să-mi dea pachet? Și eu, Ștefan. Nu sunt Larisa, nicio problemă. Du-te, caută alt amuzament. Da, și tu, Ilinca, în altă parte. Din Andreea, din România, de unde ești și tu, cred că. Ce prieten, prietene, vedetă, vă place? Păi prieten, cum prieten? Păi cum prieten, vedetă? Păi eu n-am prieten, vedetă. Eu, Andreea, ce ascultați? Ascult, dragi copilași! Voi, aoleu, nu puneți asta, da, așa, bravo, Meli. Copilași, să vă duceți, vă spun eu pe cine să ascultați, vă duceți pe Ticataca sau acolo unde sunteți voi și vă duceți și dați o mare abonare la un domn care se numește Florin Mitroi. Și, Doamne, dacă mă ascultați până o să vă leșinați, pe bune, nu pe mama, care mama, ce? Cu plăcintă, nu. Fugi, Andreea, fără rușine, du-te, mamă. Mulțumesc, dragon, du-te, mămică, pe ce să faci pe tine în pantaloni? Alice, de unde sunt? Eu de la Hando, România, că nu știu engleză, Alice. V-a dat pachet la pomană. Dar cine a murit? Floarea, Matei. De când îl fac? De 2 ore. Dacă vreau, îl fac de 15. Dar de ce să zic dacă nu mi-a dat? Zi tu! Până ți-o sta limba plută, floarea Matei. Cum să zic dacă mie nu m-a dat nimeni? Nu mi-a dat... Uite că mi s-a înțepenit și cocul. Și ce treaba mea eu? Bine că... Ce-a mea treabă? Nu mi-a dat nimeni. Prietenii pe care îi aveți sau vedete pe care nu îi aveți prieteni. Asta ziceam. Lăcrămioara, păi vedetele care nu i-am prieteni, adică sunt, de exemplu, cine îmi place Jean de la Craiova. Chiar dacă el cântă, dar are și stilul, a fost și ea, juca și telenovelele noastre. Îmi place de doamna Carmen Tănase, dar nu pot să mă pretenesc, adică să mă ia și pe mine. La revedere, ul! Iar am mai băgat-o pe Erica Isaac, să fie sănătoasă. Cum te cheamă? Mă cheamă cum pune acolo. Ba și Alex nu mai pune de alea, pe canal. Și îmi place de doamna Carmen Tănase. Nu, Ilica? Ok, stai aici. Da. Da, Andreea, mă uit. Nu ți-am zis că mă uit, am mai zis. Ba da, dragă Claudia, știu să vorbești încă foarte bine. Nu, Ștefan Covaci, nu-mi plac alea de cu dalea, că mă frică după aia, nu mai ies, fac pipe pe mine în pat. Te cheamă Filip. Te salut, Filip. E foarte bine, Andreea. O fi pentru tine, pentru mine, Jean de la Craiova e talent. E, dar Erica Isaac, nu știu, eu nu cunosc pe Erica Isaac. Ce să cânt, dragă dragon? Loser. Sâmbătă, tată. Ce? Bună ziua. Pop. E unul, da, o cunoscut-o. Da, știu și eu că o cunoscut-o unul. Lasă să o cunoască. Eu nu vreau să cunosc. Am auzit cântă foarte. Toarnă beton. Cine, Matei Badelita? Cine toarnă beton? Nu, Ștefan, că eu sunt mică, dragă, de unde să iau eu asemenea chestie? N-am. Natalie, te pup. Uh,
Rivon. Mohamed. Luchiu. Nu mai știu care era. Aoleu, nu scrie de asta aici, Eva Cristina, că te blochez eu, dar nu mai intre aici. Ești cu bâșcu de astea de aici, de la mine, cu halele tale, cu porcăriile tale. Vezi că noi nu vorbim de alea aici. Vezi că tu asta, cum, nu Lilipop, asta Eva Cristina Mihailă. Când faci de astea, fii atent ce se întâmplă aici. Eu vă respect, dar dacă ești cu... N-ai bun simț, te-ai dus. Pa, pa. Da, bineînțeles, Andreea, de ce și Florin Salam, fiecare cu talentul lui. Nu, doamna Lăcrămioara, n-am vorbit cu vedetele. Nu, n-am vorbit. Am vorbit decât cu domnul Florin Mitroi. Pentru mine e o vedetă. Bineînțeles, virtual am vorbit. A scris? Nu pot să pronunț eu cuvântul ăla. Ceva ce nu trebuie scris. Nu! Filip, cum ai zis, Lollipop 100. Nu, am 50 și ceva. Nu auzi? Gabriel Tudose. I just can't to say I love you in the night, na-di-da-da-da. Am cântat în engleză. E bine? Matei Badelita, banana, 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 eu dau lui Mariana. Banana, banana, eu dau lui Mandarina. Da, e bine? Au, au, au. A. Du, mai puțin un pic. Un piculeț. Dar nu contează, dar de ce vreți voi să știți vârsta mea, mă? Pălăria mea. Pălăria mea se numește pălărie pălăricioasă, îmbrligăcioasă, cu fondiță într-o parte. Toate mâncărurile, mănânc de ce-o fi, mănânc și de acea de foame am când vine să mănânc și bătaie. Samsung e marca mea preferată. Nu știu, de multe ori petrec câte trei, de multe ori, bă, ce, bă? Ce ai pățit? Unde ești aici, bă, la oi? Da, mă! Samsung, cum se numește, da. Bine venit, Shambali. Așa. Bă, asta e Ilica. Ia mai du-te de aici cu proastă. Stai că te prostesc eu definitiv. Taia că ia. Te-am lăsat, dar dacă ești cu de-astea, te-ai dus. Nu mă interesează, Baș Alex. N-am nevoie de aia. N-am nevoie de bani. Bună, Matei! Bine ai venit, Matei! Radu Crișan! Ce zice? Ifon! Chipson, poate, cum e? Chipon! Da, nu știu cum scris-o. Da, la place, da. Da, cum să nu? Ghiulcan! Da, banana! Mai înțeles, Ghiulcan Iavaș? Vașile Gudaș, ai înțeles? Exact, așa, da. De la Severin sunt. Da, Matei? Stai că și ție îți miroase acum. Ia să vezi. Iată să vezi, Matei, acum și ție cum îți miroase toată anatomia. Pă bune. Tare de tot. Da, am niște portocale. Da? Mulțumesc frumos. Doamna Silvia! Japă sticlă, doamna Silvia! Ține-te de promisiune, că dacă nu te împiedici și cazi, doamna Silvia, să te văd. Dacă, dar nu, că după aia vine domnul soțul dumneavoastră, vine gogul dumneavoastră și atâta vă trebuie. Ați văzut unde a zis că vă trimite. A? Doamna Silvia, de să vă faceți praș, hai noroc, sticlă, hai noroc, ceașcă, să vă faci fleșcă, cică. Să nu faceți așa ceva, doamna Silvia. Râdem, glumim. Dar nu e că după aia i-am făcut în direct. Și ați văzut ce am pățit, ce mi-am luat-o. Că dând babă de-aia hârcă aburită, de-aia leșinată, nu m-a scos nimeni. Claudia, nu ți-e rușine, femeie bătrână, ții prin casă.
Păi da, e casa mea. Ce, dacă vreau, mă dezbrac și la peleu, Hugo. Fac ce vreau eu. În casa mea, eu sunt stăpână. Ai înțeles? Mulțumesc, Claudia. Și de al tău. Cred că e mai frumos al tău. Banana, banana, eu dau lui Mariana. Banana, banana, eu dau lui Mariana. Mulțumesc, doamna Marilena. Cântai, Luca, nu auziși? Bine, eu mai dau și altcuiva, că nu numai lui Mariana. Și lucrare o mai vreau. La Severin? Bună, Antonia, Antonia. Mersi, Luca. Hai pa, Claudia, hai pa! Să trăiască frățiorul tău, Lucas. Da, Manele. Păi, dar cine ești tu, Gabriel, să-mi spui mie să cânt manele? Eu știu decât pe aia, maneaua aia. Alu, ăla, ai auzit de Florin Mitroi? Aia. Drobeta, drobeta, turnul Severin, aici orașul de șmecherepin. Ai auzit-o? Aia îmi place. Când vii, frate, în Severin, poți să bei un chil de vin, poți să bei un trinchel sau patru, dar să nu superi băiatul. Ai auzit? E, aia e cu duș întors. Dar cum? De să nu superi pe băiat. Nu vezi pe Meli. Bă, nu știu, pe doamna Petronela, iar nu vedeți pe Meli. De la soțul meu, Sara. Bă, Dorel, taci, mă. Nu, cine s-o tacă, mă? Cui? Cui spui tu, bă, s-o tacă? Da, la cremarea panaite, bineînțeles că fac. Te pup, papa. Da, îmi plac Emilia. J, ja, ja, Luca Badalita. Jacare, dumdagaligala, danga, Venom, ce? Așa e, pericoloso spargersi, așa este. Așa este, Alex. Cui la răzmie? Mulțumesc, Luca. Îmi da, da, mă, da, așa e melodia. Când vii, frate, în Severin, poți să bei un chil de vin, poți să bei și trei sau patru, dar să nu superi băiatul. Drobeta, drobeta, turnul Severin, aici orașul de șmechere plin. Șa, șa. Dar pom, căutați pe Florin Mitroi, pe Tica Taca, acolo. Acolo pe celălalt site de, și dați o abonare, dragii mei copilași, duceți-vă și dați, abonați-vă și să vedeți ce frumos cântă. Deci de muriți. Da, Mariana Ilie. Nu-mi pasă. Ce-mi pasă mie, fetița mea, că ție-ți place de-al cineva? Nu știți? Am, dar nu s-a făcut, da, am boltă. Mulțumesc frumos. Da, am boltă de vie. Băi, n-are nimic a preti schimbul, cum te channel, changel, cum te numești. N-are nimic dacă e urât. De unde vrei atâta frumusețe? A? Nu, dragă Rivon, ce să beau apă, dragă, ce? Cum să zici așa? Mulțumesc, doamna Mariana Elie. Pa! Nothing! 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 Pa, nothing! Pa! Și un praz verde. Prințul Cenal, Estera Fărcaș, dar tu ce ai dacă faci și tu? De că te trebuie să cânti tu la fluier de ăsta cu gușe, Estera Fărcaș. Nu se spune așa. Se spune fluier cu gușe. Înțelegi? Estera Fărcaș. Cum adică eu să fac așa ceva? Faci tu. Mă înțelegi? Și pe tine de adevărată le-a te-am trimis. Definitiv Estera Fărcaș. Ești d-aia cu botă? Da, de asta vrei să-mi dai, Gabriel? Da, domnul diacon, mă, gata. E, am... Deci am un talent născut de vedetă. Deci așa de frumos cânt, că mai cânta și la un botez. Și era să crape și copilul. De la naș și până la fină. Da. Eu, de la Severin, Luca. Da, doamnă, ce este? Ce s-a întâmplat?
Zisă-i că de la drobeta turnul Severin sunt. Cine ești tu, Gabriel? Eu sunt Venom. Cine știe? Nu știm ce ești. Dacă te de dezvălui identitatea, aflăm și noi. Aflăm și noi cine ești. Da. Poate mai rău, nu contează, Alex. Vine, vine, e pe vine, stai că zic acum. Oh, mai e până vine, abia sunt orele, deci 15 după amiază. Numele tău real este Lisa, from Black, pentru Blackpink, pentru negru, roz, numele ei este, ai auzit? Rivan, tu ești Spider-Man. Tu ești ăsta, uite ăsta. Ăsta, da, ăsta, cine? Ăsta era omul, ăsta ești? Ăsta era omul pe Îngenitul. Era ăla plin de păianjă, dar era pe un colț sus, pe grinda că și sus în pod, plin de păianjă. Era ăla pe Îngenitul ăsta. Nu știu dacă era Spider-Man. Adică, ba, dacă tot aia, ce părere frumoasă aveți, Sofia. A, salutare, pro-Pluto. Te salutăm, Pluto. Am cea mai frumoasă pălărie și cea mai elegantă și importantă. Măi, dragilor, prietenilor, tu ești Venom și vii. Ești bine primit, vino, vino, vino. Mai mergi puțin până când vii. Dar cum să nu? Stați puțin. Acum revin, mă duc să vedem ce face Gogu. Bă, dragilor, trebuie să vă anunț că trebuie să mă retrag, pentru că vine o ploaie afară, a mers afară, Sofia, pentru că vine ploaie și trebuie să mă duc, să mă duc să acopăr răsadurile, da, tot ce am în curte, că dacă nu vine ploaie, să acopăr motorul de la piscină, să vină, să vină. Ok, Gabriel, ușa mea e de beton armat, am ușă de armat. Înțelegi? Dar eu te aștept să vii la mine, la vezi cu ce te deplasezi până la mine, că eu te aștept. Vă pup, diseară ne vedem, mă duc să mulțumesc frumos, mulțumesc, vă pup pe suflet. Copilul, mama, vă iubesc pe toți, chiar dacă sunteți mai rău voi, din când în când, dar vă accept cu bune și cu rele. Și voi aveți dreptul să vorbiți și să vorbim cu voi. Dar să nu uitați de domnul Florin Mitroi. Vă rog frumos să-i dați abonare pe TikTok acolo, să-i dați să vedeți și să-l ascultați. Vă pup! Ei, du-te, eu fix acum mă duc, Alexandru. Fix acum. Foarte bine, Gabriel. Te primesc cu dragă inimă. Vă las că mă duc că vine ploaia. La revedere, Sofia. Vă pup! Că trebuie să acopăr tot, motor, răsaduri, tot, vă pup. Diseară ne vedem!